Bună ziua tuturor! Acest document arată că USR dorește distrugerea României. Este un document semnat de conducerea PSD, PNL și PC, deci inclusiv de premierul Victor Ponta. În acest document, cei trei s-au angajat în scris să desființeze Curtea Constituțională, să desfinteze instituțiile care asigură justiție și integritate în România, adică să desfințeze DNA, ANI și CNSAS, Direcția Națională Anticorupție, Agenția Națională de Integritate și Consiliul Național care se ocupă de arhivele securității. Aceasta ar fi o lovitură mortală dată sistemului de justiție din România. Până acum am crezut că vor doar să controleze justiția. Acum vedem că vor să o distrugă total. Acest document ne arată că inamicul public numărul 1 al USR este compus din instituții fundamentale ale statului, pe care vor să le desfințeze Curtea Constituțională, DNA, ANI, CNSAS și chiar o organizație neguvernamentală, GDS, Grupul pentru Dialog Social, prima organizație civică care s-a înființat imediat după Revoluție și care este formată din intelectuali. Deci desființăm Curtea Constituțională, desființăm justiția, desființăm societatea civilă reală. Victor Ponta a semnat acest document pe 13 iulie. L-a semnat a doua zi după ce a venit de la Bruxelles, 12 iulie, a fost la Bruxelles, chemat de Barroso și a promis că va respecta justiția și tot ce trebuie să respecte în România. A mințit. S-a întors la București și imediat cum s-a întors, a doua zi, pe 13 iulie, a semnat acest document prin care se declară de acord cu desfințarea Curții Constituționale, DNA, ANI, CNSAS. Ce vedem? Vedem că Ponta minte cum respiră, vedem că Ponta practică discursul dublu și să nu se mire de ce nimeni din Europa nu are încredere în el. Nici din România, dar vorbim de Europa în care am intrat și în care vrem să rămânem demni și în care Ponta ne face de râs în absolut fiecare zi. Astăzi, Victor Ponta a fugit din fața presei când a trebuit să răspundă pentru această semnătură. S-a pus pe sine și instituția primului ministru într-o situație foarte umilitoare, așa cum această umiliță se răsfrânge asupra noastră, pentru că e, din păcate, prim-ministru. Avem un premier laș, avem un premier trișor, care trebuie să demisioneze imediat. Domnul Mircea Dogaru, liderul sindicatelor cadrelor militare disponibilizate, confirmă realitatea acestui document. Mai mult, lista obiectivelor prevăzute în acest document, între care sunt și desfințarea Curții Constituționale DNA ANI CNSAS, pe care Ponta le neagă mințind, se află pe site-ul acestor organizații încă din 12 iulie. Această listă este identică cu documentul pe care l-am prezentat. În concluzie, în fiecare zi vin dovezi îngrijorătoare care arată miza reală a USR și miza reală a referendumului de duminică. Miza reală este distrugerea României, desfințarea justiției, scăparea de închisoare a politicienilor infractori și desfințarea societății civile. De asta spun că toate la un loc înseamnă distrugerea României. Românii nu trebuie, nu pot să dea girul desfințării țării lor. Vedem încă o dată că referendumul are acest unic scop. De aceea rog toți românii să aibă ochii deschiși și urechile mari și să înțeleagă ce se întâmplă, să înțeleagă că miza USR, inclusiv la acest referendum, inclusiv din acest document, este să distrugă România.
ca atare să nu mergem duminică la vot, pentru că nu vrem să distrugem România. Obiectivul nostru este să ne menținem țara în Uniunea Europeană, să ne menținem DNA, ANI, Curtea Constituțională CNSAS, societatea civilă, libertatea de exprimare și tot ce am câștigat în acești 22 de ani. O facem în acest moment prin a nu da girul distrugerii României, ceea ce, repet, este urmărit de USL la referendumul de duminică. Mulțumesc!